Bună seara, doamnelor, domnilor! Încep știrile la TV Sud. Sunt Iulia Blondea și vă prezintă principalul jurnal al zilei. Un bărbat și-a ucis propria mamă, totul s-a întâmplat în comuna Licuriciu din județul Gorj. Femeia era nevăzătoare, iar bărbatul în vârstă de 39 de ani, care trebuia să aibă grijă de ea, o bătea frecvent. Și asta pentru că atunci când acesta consuma alcool, se transforma într-un monstru. Fiul criminal a fost reținut de poliție și ulterior arestat preventiv, iar procurorii din cadrul parchetului de pe lângă tribunalul Gorj anchetează acum cazul. Crima s-a petrecut pe data de 11 iulie în locuința în care cei doi trăiau din satul Totea. Bărbatul și-a sugrumat mama, iar mai apoi a plecat la un vecin să se plângă că aceasta nu îi mai vorbește. Vecinul a descoperit că aceasta era decedată și a alertat autoritățile, oamenii legii stabilind că aceasta a fost ucisă de fiul său pe fondul consumului de alcool. Era o familie care era asistată socială, adică avea o locație pusă de primăria Comunei în satul Totea. El avea 39 de ani, ea avea 61 de ani. Trăiau numai din... Aveau 1700 de lei pe lună indemnizația de handicap al mama lui. Și în rest, ce să vă spunem, el era... mai consuma și alcool. Probabil că și ce s-a întâmplat pe fondul consumului de alcool, se certau des. S-a întâmplat sâmbătă dimineața, sâmbătă după masă, mă rog, el s-a dus la niște vecini și a spus că mama lui nu mai vrea să vorbească cu el. A venit organele, a urmat cercetarea și am înțeles că el ar fi autorul. Bărbatul obișnuia să bea peste măsură, apoi suna nejustificat la 112 și se certa cu toată lumea, iar din acest motiv avea de plătit amenzi colosale. El era o fire conflictuală, așa, ce să vă spunem, are 820 de milioane datorii amenzi, de fapt amenzi la primăria Comunei Licurici. Tot timpul, când consuma alcool, suna la numărul de unic 112. Ce să vă spunem, tot timpul am încercat să ținem aproape de ei, să-i ajutăm și să le explicăm tot ce e bine, dar ei, cel puțin niciodată n-am înțeles. Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă tribunalul Gorj anchetează în prezent acest caz. În timp ce se afla cu victima, mama sa în locuința comună a acestora din comuna Licurici, satul Totea, pe fondul unor neînțelegeri, inculpatul a exercitat acte de violență asupra mamei sale, care i-a produs mai multe leziuni la nivelul feței, corpului și membrelor, iar ulterior a acționat cu putere cu mâinile asupra zonei gâtului victimei, provocându-i acesteia asfixia mecanică prin sugrumare, care a condus la deces, a declarat Cristina Ciobanu, prim procuror interimar al parchetului de pe lângă tribunalul Gorj. Femeia a fost înmormântată luni de către surorile sale, care nu o mai văzuseră de foarte mult timp, tocmai din cauza comportamentului fiului său.